Ladies and gentlemen, welcome on board. This is your captain speaking. Ai putea zice că sunt într-un avion dacă te uiți la această cotieră. De fapt, sunt într-o mașină pe care vom prezenta în minutele următoare. Sunt Mihaela Chirac de la eBlog Auto, iar astăzi îi facem un scurt rezumat lui Renault Austral. Să decolăm, zic. Austral înseamnă că vine dinspre Polul Sud, dar să începem cu cheia, care este specifică Renault. Arată ca o telecomandă. Nu poți să-i pui preloc, dar nici nu o pierzi ușor printr-o geantă. M-a cucerit din prima culoare, acest albastru imperial care te face să ieși în evidență în trafic foarte ușor. Echiparea de față este iconică Esprit Alpin, adică versiunea de top, dar există și versiuni intermediare. Și să vorbim puțin despre ce presupune acest iconic Esprit Alpin. Esprit Alpin este o versiune mai sportivă și mai agresivă și din acest pachet fac parte toate elementele negre, de la grila agresivă, forma barei din față, până la jantele de 20 de inci în acest caz, dar sunt disponibile de la 17 inci și carcasa oglinzilor, care este și ea neagră. Esprit Alpin se vede foarte bine și pe tetiere, cusături, centură, dar cel mai mult îmi place dovada de naționalism, steagul Franței. Autovit.ro a lansat o nouă platformă pentru cumpărarea de mașini noi de la importatori și dealeri oficiali. Mecanismul este simplu și la îndemână. Practic, ceri oferta de pe telefon și ești sunat în cel mai scurt timp pentru programarea unui test drive la reprezentanță. Călătoriile vor fi și mai plăcute datorită conectivității Apple CarPlay sau Android Auto Wireless, dar și datorită Google Assistant, care te va informa, te va amuza sau te va asista, ca să rămânem la ce zice numele. Îmi mai place foarte mult sistemul audio asigurat de Harman Kardon. Există 12 boxe și pot să zic că ne-am cam jucat așa pe sunete și ne-a plăcut. De asemenea, îmi place foarte mult aici cum sunt poziționate aceste guri de ventilație și mai ales cum se închid ele când nu vrei să mai funcționeze. Deci se aude un simplu click, sunt foarte fine și mi se pare o foarte mare atenție la detalii, atât pentru șofer, cât și pentru pasager. Și când se termină asfaltul, nu trebuie să-ți faci probleme, este suficient de înalt încât te poți bucura de frumusețile naturii oriunde vei ajunge. Motorizarea este de 1.2 turbo cu 200 de cai. Hibridul are la bază un motor în 3 cilindri ajutat de un motor electric puternic care permite un rulaj în mod electric îndelungat. Concret, tehnologia E-Tech duce la economii de combustibil de până la 40% comparativ cu alte modele termice similare. În spate îmi plac foarte mult aceste stopuri alungite cu iluminare precisă, dar și faptul că semnalizarea este dinamică. Și avem așa, Austral E, de la tehnologia E-Tech Full Hybrid. Ușile acoperă pragurile, deci nu te vei murdări. Foarte rar întâlnit, ventilațiile sunt reale, deci stă bine și la aerodinamică. Vine cu tehnologia 4Control sau 4 roți directoare ori direcție integrală, ceea ce înseamnă că și roțile din spate vor vira până la 5 grade. Așa că manevre de evitare, precum vrei să eviți un câine, o groapă sau un pieton, îți va fi mult mai ușor să faci lucrul acesta. Dar să vedem ce înseamnă tehnologia 4Control de la volan. Urcăm și pornim. Îmi place foarte mult că scaunul se glisează până ajung în poziția ideală. Bun, și suntem în punctul 0 cu volanul. Să vedem de câte ori virăm ca să ajungem la maximum stânga sau la maximum dreapta. Și avem 1 și un sfert. Ajungem iar la 0, 1 și un sfert și pe dreapta. Sunt curioasă de câte ori virați la mașinile voastre până ajungeți în aceste puncte. Întoarcerile pe loc sunt mult mai ușoare. Am spus mai devreme că roțile din spate virează și ele până la 5 grade, dar sistemul 4Control poate fi configurat în funcție de modul de condus. Acum sunt în Comfort și dacă îl caut la configurări, îl găsesc. Are aici de la 1 la 9. Cât de mult îmi doresc să intre în acțiune. Dacă merg pe Sport, spre exemplu, l-am pus cu albastru, cu luminițe albastre, că așa îmi plac, ai și aici până la 13, de la 5 la 13, cumva, să fie virajele și mai bine luate. Îmi place foarte mult interiorul, este extrem de prietenos, luminile ambientale. Le-am ales pe albastru pentru că și exteriorul este albastru și am o afinitate pentru această culoare. Dar am promotat câte ceva de la Mercedes. Selectorul de viteze, selectorul de unde îți alegi modul de condus și încă un lucru pe care l-am văzut la Mercedes, calitatea aerului.
poți să îți purifici aerul din interior care vine spre tine. Bun. Ce mai avem aici, la fel îmi place foarte mult și pe care, element pe care l-am mai văzut la Mercedes, șoferul are masaj în spate. Și chiar se simte. Dynamic, relaxing. E, imaginează-ți că mergi pe Valea Prahovei, e foarte aglomerat, dar tu te liniștești. Pentru că ai o mașină care face ceva în plus pentru tine. Și un alt lucru pe care îl ador, camera 360 de grade din mai multe unghiuri, din toate unghiurile de fapt. Am parcat aseară și parcasem foarte aproape de vecinul din spate și mi-a părea ceva de genul, cât mai am, cât mai am. Și eu tot mă apropiam și ea a văzut că eu nu opresc și mi-a părut o imagine și mai clară, gen așa, oprește-te! Iar înăuntru, dacă ai nevoie de ceva mai multă lumină, doar atingi foarte încet acest loc, nu trebuie să apeși nimic. Un alt lucru foarte interesant, de obicei, dacă vrei să știi care este distanța ideală față de mașina din față, se spune că trebuie să-ți iei un reper, vezi când trece mașina din față pe lângă acel reper și numeri 2 secunde. Ei bine, Renault Austral numără el secundele pentru tine, apar în bord, acum sunt la o distanță regulamentară de peste 2 secunde, dar dacă mă apropii mai tare, deja intru în zona galbenă. Și trebuie să am grijă. De asemenea, pentru asistarea șoferului există și Google, care vine mereu și îți dă ajutorul atunci când ai nevoie. Spre exemplu, Hey Google, how is the weather today in Brașov? Tonight in Brașov, the forecast is for a high of 18 and a low of 11 and clear. Currently it's 18 degrees and clear. Cred că e bine pentru o seară de toamnă, nu? Hey Google, am I beautiful today? You're the number one most perfect person in my book. Un lucru pe care l-am observat în 3 zile de condus până acum această mașină este că are o manevrabilitate excelentă. Excelentă. Și îmi place foarte mult senzația pe care o ai la volan. Este super intuitivă. Te ajută în orice. Și parcă ai vrea să mai dai 2-3 ture pe lângă casă înainte să parchezi. În plus, are un rezervor generos de 55 de litri, așa că vei trece mai rar pe la benzinărie, dar asta și pentru că este full hybrid. Dacă ai în plan să-ți cumperi un automobil full hybrid, Renault Austral poate să fie o opțiune bună. De ce bună? Pentru că ai impozit spre zero, staționare gratuită în unele parcări din București, consum redus, pe un drum de București-Brașov am reușit un consum de 4 litri, am fost foarte impresionată, și este și foarte fâșneț, 200 de cai la un motor de 1.2 turbo. Ladies and gentlemen, am aterizat, acesta a fost zborul cu Renault Austral. Vremea la Brașov este la fel ca această mașină, foarte frumoasă pentru o zi de toamnă. Dacă vreți să aflați mai multe despre Renault Austral, intrați pe site-ul renault.ro, faceți o configurare și apoi mergeți la test drive.